Salutare miștocarilor și bine ați revenit pe canal. Astăzi vom face mișto de Dana Budeanu. No, 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 no. Dar vom vorbi frumos despre dânsa pentru că nu vrem strike-uri sau să o defăimăm. Reușește ea și singură. Dar Mihai, dacă vorbești frumos de ea nu înseamnă că ești un fătălău? Lasă bă că eram deja, alaltăre am făcut cumpărăturile, acum 3 zile am gătit pentru puiul, așa că în viziunea Danei Budeanu nu sunt clar un mafiot, dar ajungem și acolo. Hai cu intro-ul, maestre. Luna la picioare, bă, să nu stea, că eu nu plec cap în fața ta. Poți să pui masca de mine, că eu fac mișto de ghitin. Cine este Dana Budeanu? Deși au fost mulți care au creat videoclipuri despre ea, eu nu le-am urmărit pentru a nu fi influențat. Dana Budeanu este varianta feminină a lui Mircea Badea, dar cu o cultură generală mult mai limitată. Ea practic este o tanti care cică se pricepe la modă, nu are o certificare în domeniu. Ea studiind marketing managerial la Royal Holloway of London, un master în European Business la London School of Economics și își face doctoratul în integrare europeană la Universitatea College London. Deci, what the fuck? Ce-i cu moda? Care-i treaba cu moda? Deci, zero școală de modă. Probabil că de-aia se și îmbracă așa. Serios, Dana? Tu nu vezi că n-ai? Vestimentația ta mi-aduce aminte de o melodie de la Umbla Don, pe care nu pot să o pun aici din motive de copyright, dar vă citesc eu cele 4 versuri pentru că n-am voce să le cânt. Faci plecăciuni de marți până luni, ca la nebuni. Maică ta se întreabă de ce ai gura plină când o suni. Când te întinzi pe plajă la soare, cerul se crapă. Ai niște țâțe de parcă ți-ai luat în piept o sapă. Și nu știu de ce, dar aici păreați mai bătrână. Acum arătați mult mai bine. Felicitări! Dacă comentezi 20 de ani că oamenii nu știu să se îmbrace, până la urmă lumea se obișnuiește cu critica și te certifică automat. Dar Mihai, dacă gândești așa, să știi că nu e nimeni certificat. Măi, sunt câțiva. Ți-o dau exemplu pe Iulia Albu. Bine, nici ea nu e un super exemplu, dar a absolvit secția modă din cadrul Universității Naționale de Arte. Și a mai făcut și dreptul în timpul liber, deși putea să facă și aseul în pauze. Mă rog, dar vorbim de ea cu altă ocazie. Tot ce știe Dana să facă e să se uite la vedete și să dea un verdict negativ, indiferent de vestimentație. După gândirea ei de 2 lei, chiar dacă ai o întorsă la gleznă, tu ca femeie tot trebuie să porți tocuri, pentru că ce femeie ești tu dacă nu porți tocuri? Deci ca să vezi în ce situație am ajuns din cauza ta, pentru că știu că tu porți tocuri în orice situație a vieții, eu cu întorsă o săptămână am purtat tocuri. Și acum practic mi-am distrus picioarele. S-a agravat situația și acum practic trebuie să nu mai port. Da, exact. Asta e când asculți pe cineva vorbește. Adică e din vina mea. Păi nu mă, că-ți spun eu cum faci. Tu trebuie să stai așa frumos pe fotoliul tău întors la cameră, țiplă cu tocuri, el în jurul tău ca o furnicuță, și nu te ridici. Dana când vorbește are o problemă. Își atrage foarte multă antipatie din partea multor oameni, dar asta nu înseamnă că nu este divertisment pur. Chiar ne bucurăm că a venit pe YouTube pentru că aici este locul ideal pentru divertisment. Cea mai bună mâncare e aia care face mama. Da? Mută-te la măta, mă, atunci, de ce te-ai mutat de acasă? Stai, mă, cu măta, până mori. De-aia sunteți singură, doamna Budeanu? Sau aveți vreun iubit secret care vă linge pe tocuri? O să auziți că scoate foarte des acest sunet extraordinar de enervant. Luați-vă, mă, fătălăi, înapoi acasă. Îmi aduce aminte de sunetul ăsta. So I only put a little bit on my fork and I blow. Till it's cool, just cool, then into the mouth. Nice. Nu? Sunt frați și seamănă, uitați-vă la ei! Sau îmi pot să fugi până la mami să mănânci, că mi-a făcut o căniță din aia care îmi plăcea mie când eram mic. Mami, și m-a dus să mănânc. Ce, mă? Te bat cu parul! Ce dai, mă? Nu știi să înjuri? Femeia a văzut clar prea multe filme cu mafioți și când vorbește de mafioți se referă, din păcate, la toți bărbații, să vă fie clar. O deranjează că bărbații vorbesc cu mamele lor la telefon, că beau iced tea cu paiu, că își ajută soțiile să facă mâncare sau să spele vasele și cine mai știe ce alte tâmpenii mai spune pe YouTube. Aroganța cu care face aceste afirmații îi atrage o mare antipatie în rândurile bărbaților, care oricum o ignorau până acum pentru că femeia e singură, n-are trăgaci de ani de zile. Frustrarea i-a ajuns până în gât. V-ați prins? Și dă vina pe bărbați. În loc să-și folosească tărtăcuța aia de pe umeri, să gândească. Doamna Budeanu, verdictul dumneavoastră nu mai e verdict de mult. Sunteți hater, un bully. Și dacă adunați aceste noi informații, poate vă dați seama de ce vi s-a întrerupt colaborarea cu ProTV-ul. De ce bărbații vă fac urări de bine pe TikTok? De ce isteria asta a ieșit de sub control? Știu, vă place, aveți trafic și tot ce trebuie, dar dacă spuneți că nu faceți prostiile astea pentru bani,
Pentru ce dracu le faceți? Pentru pițipoancele care au impresia că sunt prințese și merită să fie divinizate în timp ce ele merg și șumflă buzele și curul cu botox? Se uită în oglindă toată ziua, își fac selfie-uri cu mutre de rațe și își cumpără mâncare prin Food Panda? Sincer, mă cam iau căldurile. Cum să spui, mă, că bărbații care își ajută soțiile și le fac mâncare sunt fătălăi? Tu ai idee ce ai iubire și sprijin pentru persoana iubită? Și știu de unde vine asta. Pentru că ție soțul tău nu ți-a făcut decât doi copii. Se vede clar că nu ai avut niciodată parte de sprijin și tandrețe, dar despre frustrări nu vorbim la TV sau pe internet, nu? Tu când ai fost la studiu în Londra, mai lucrai și în altă parte? Sunt foarte curios. Sau îți dădeau mami și tati bani să rămâi acolo? Povestește și lucrurile astea, nu mai fă tu pe mafioata, scoate-ți din cap impresia că ai fi un Pablo Escobar de România și nu mai spune prostii, că dacă ajungi ca Escobar nu înseamnă că ajungi șmecher sau bogat, înseamnă că ajungi ca el, mort, înțelegi? Mort. De-aia lumea nu prea încearcă să fie Pablo Escobar. Fraților, pe scurt, Dana Budeanu este foarte spectaculoasă pe partea de divertisment, nu trebuie luată în serios. Ar fi de preferat să nu mai vorbească atât de agresiv despre bărbați, pentru că și bărbații au o limită și sunt și ei mafioți și le pare rău. Și lumea n-are nevoie de hateri. Oricum, vă las cu soluția unui tătic către Dana Budeanu, care a fost suficient de calm să gândească și să găsească o soluție constructivă în acest haos de acuzații nefondate către fătălăi. Deci am găsit în sfârșit o soluție ca noi, tăticii, să nu mai fim fătălăi când ne primăm copiii. Singura mea soluție găsită este ca Dana Budeanu să ne plimbe și nouă copiii la ea în gură. Cam asta ar fi. Spuneți-mi, miștocarilor, voi de ce sunteți fătălăi? Lăsați în comentariile voastre creative în secțiunea de mai jos. Pa! Uf, am văzut acum că nu mai am voie să sun nici pe mama, așa a zis doamna Dana. Acum, întrebarea mea e alta. Oare doamna Dana Budeanu este născută? Sau mama ei pur și simplu a fost constipată timp de 9 luni și s-a dus la baie, a făcut un hândel și uite, l-a botezat Dana și așa a apărut și Dana pe lume. Eu cred că asta e varianta adevărată.